De când au fost mutate la Albeni, cele câteva zeci de familii din seciurile ale căror case au fost înghițite de pământ trăiesc în condiții grele. Nu au canalizare, nu au apă și nici iluminat public. Sinistrații duc o viață chinuită și acum, după 4 ani de la alunecările de teren. Și aici luați pentru a... Ne spălăm. E foarte greu. Avem o pompă toamna la școală acolo, ca să te duci să iei un bidon de apă, faci o jumătate de oră. Dar ne mănâncă dracu, uite, șerpi pe drum pe... Primarul din localitate spune că a încercat să-i ajute pe oameni, însă nu prea a reușit, deoarece proiectele lui nu s-au putut concretiza. Lui în prima seziune, pe care l-am găsit programul derulat, dat drumul, și am ajuns cu el la Craiova, a devenit neeligibil. Am reluat măsura 3-2-2 cu aceeași apă și canal în Câmpul Mare, ca acum să vină rezultatul, dosar eligibil, program eligibil, dar fără fonduri. Dintre cele 142 de case puse la dispoziție de guvern, 50 sunt încă nelocuite. Oamenii au preferat să rămână în casele lor dărâmate, care constituie în continuare un real pericol.